Pedepse extreme în Corea de Nord, un pescar a fost executat în mod public după ce a ascultat posturi de radio străine care sunt interzise în țară, au transmis surse citate de Business Insider. Bărbatul ar fi comis așa zis a infracțiune în timp ce se afla pe mare. Pescarul în vârstă de 40 de ani a fost executat de un pluton de execuții în fața a alți 100 de capitani de nave de pescuit. În alte colțuri ale lumii ar putea suna absurd, însă în Corea de Nord legea îți interzice să asculți posturi de radio străine, iar cei care încalcă această regulă sunt puși sub acuzare pentru activități subversive împotriva partidului. Potrivit unui rezident nordcorean care a vorbit în condiții de anonimitate pentru Radio Asia Liberă, pescarul a fost executat pentru că autoritățile au considerat că acesta nu mai poate fi reeducat. Cei care au participat la execuție au fost chemați pentru a fi descurajați să-i urmeze exemplu pescarului condamnat.